Bine, v-am regăsit. Un clip dedicat lunii decembrie, horoscopul general pentru luna decembrie, ultima lună din an, o lună care ne îndeamnă un pic către a ne retrage, să ne facem un bilanț al anului, să avem o scurtă introspecție, să verificăm ce am învățat, ce rămâne pentru anul viitor, ce am făcut, ce n-am făcut, ce lecții valoroase ne-am însușit în acest an și către ce țintim în anul viitor. Este o lună destul de intensă, având în vedere că începem luna aceasta cu Mercur retrograd în Săgetător. Într-adevăr, avem și o lună nouă, chiar în prima zi a lunii. Luna nouă în Săgetător este un semn bun, un semn optimist, un semn că ni se oferă o șansă către un nou început, dar totuși retrogradările care sunt în această lună foarte importante, Mercur retrograd în săgetător până pe 15 decembrie, în, iar din 7 decembrie, toată luna, toată luna aceasta, îl avem și pe Marte, care este planeta acțiunii, motivației, planeta care se mai numește și zeul războiului, da? retrograd în leu. E clar că avem foarte multe de refăcut, de revizuit, de regândit, de analizat pentru a îmbunătăți anumite aspecte, cum ne folosim energia, ce facem cu viața noastră, care sunt direcțiile spre care țintim. Va fi o lună cu foarte multe întrebări, o lună cu foarte multe situații de gestionat, o lună cu multe răsturnări de situații, totodată, și lucruri neașteptate. Eu propun să ne gândim către lucrurile pozitive, să fim optimiști, să privim jumătatea plină a paharului, să înțelegem că totul se întâmplă spre binele nostru și să ne aliniem cumva către, să zicem, o viziune favorabilă, o viziune pozitivă, să ne aliniem cu misiunile sufletului nostru și să mergem către dezvoltare personală, financiară spirituală, pur și simplu să credem în noi, să credem în potențialul nostru și să facem schimbările necesare pentru a avea o viață mai bună și mai liniștită. Mercur retrograd în săgetător va fi și în opoziție cu Jupiter. Probabil că pot fi tot felul de idei, unele mai bune, altele mai puțin. Sunt multe lucruri de făcut, de revizuit. Mare atenție la Promisiuni, mare atenție la exagerări, mare atenție la știrile false, mare atenție la, să spunem așa, grabă și percepții care poate nu sunt cele mai bune. Este o perioadă în care e indicat să stăm un pic pe loc, să încetinim. Pentru a înțelege exact ce avem de făcut și a avea claritate. Dacă ești în grabă și în fugă și în agitație, nu ai cum să ai claritate. Este foarte greu să ai claritate dacă tu te agiți și te zbați și te întorci pe toate părțile. Este, este destul de complicat să ai claritate în condițiile astea. Apoi, avem uh, o energie destul de puternică uh, legată de. Tot ce înseamnă acest Marte care retrogradează în Leu este o energie care dorește a fi cumva concentrată diferit. Marte vine și întreabă dacă noi ne-am folosit corect energia, dacă mai suntem motivați, dacă suntem cumva aliniați cu strategiile noastre, cu planurile noastre ne îndeamnă să verificăm dacă noi acționăm corect și în conformitate cu dorințele noastre, în conformitate cu obiectivele noastre. Dacă noi suntem în direcția potrivită și folosim modul de acțiune corect pentru a ne atinge acele obiective. Mare atenție cu orgoliu, mândria, foarte multe cupluri se pot certa acum înainte de sărbători, foarte mult multe tensiuni, foarte multe dezamăgiri, foarte multe așteptări nerealiste. Da, este o perioadă care poate fi destul de, să spunem așa, controversată. Venus va intra în vărsător de la începutul lunii decembrie. Venus în vărsător este foarte concentrată pe prietenie, relații de prietenie, Poate că această conjuncție care se va întâmpla între Venus și Pluton să transforme relațiile și cumva să vă aducă conștientizarea că înainte de orice relație financiară sau emoțională avem nevoie de prietenie, avem nevoie de omenie, avem nevoie să ne intereseze cumva de binele tuturor, înainte de a bifa anumite obiective sau dorințe egoiste. Soarele transitează Săgetătorul până a, când va intra în, în Capricorn, când avem solstițiu de iarnă. Este, să spunem așa, pe 21 decembrie va fi această mutare, a, ingresul Soarelui în Capricorn, care marchează începutul iernii și acest solstițiu de iarnă, un moment magic, un moment important, un moment intens. Este semnul care te învață să treci prin orice condiții neplăcute, vitrege, dar totuși să nu renunți, să ai ambiție și determinare, perseverență, să nu renunți până nu se atinge obiectivul. Această capră cu coadă de pește, acest animal mistic, te învață să crezi în visurile tale și să muncești până le transformi în realitate. Săgetătorul, în schimb, pentru că este totuși mare parte luna Săgetătorului, luna voastră, ne, ne îndeamnă să țintim către măreție, să căutăm libertatea, adevărul și să ne, do ne, ne dăm seama. Ce ne dorim de la viața noastră, care este misiunea noastră, care sunt idealurile noastre cele mai înalte. Da. Sunt uh, și două lunații, luna nouă în Săgătător, chiar pe 1 decembrie, și luna plină în Gemen pe 15 decembrie, când uh, avem uh, o, lună, o lună plină pardon, pe 15 decembrie în Gemen și încă o lună nouă în Capricorn pe 31 decembrie. Deci luna aceasta începem cu luna nouă în Săgetător și terminăm anul cu lună nouă în Capricorn. Foarte interesant. Cumva în această lună Universul nu doar că ne îndeamnă să facem un bilanț al anului, că asta facem în luna decembrie, Bine, facem și bilanțul contabil, facem dar și un bilanț personal, ce am făcut, ce am învățat, ce mai am de făcut, ce nu mai vreau să mai repet în viitor. Pur și simplu ne îndeamnă cumva acest, acest să-i spunem, moment să căutăm, să ne resetăm, să ne restartăm și să... Ne punem niște intenții mai clare, aliniate cu sufletul nostru. Da, este o perioadă în care vom învăța foarte multe, eu v-aș recomanda să vă ghidați de, de intuiția voastră să mă rog, să, să vă lăsați ghidați de intuiția voastră și să nu să nu intrați în polemici, în tensiuni, în certuri, pentru că această retrogradare a lui Marte și tot contextul și astral și tot ce se întâmplă poate să îndemne către provocare, către furie, către revoltă, către haos. Și dacă ar fi să vă fac o recomandare, este aceea de a rămâne în calm, de a vă păstra sufletul liniștit, fără ură, să fim un pic mai buni și să ne bucurăm de aceste sărbători fiecare cum putem și fiecare cât de mult dorim să schimbăm cumva percepția noastră, să ne dăm voie să o facem în ritmul nostru. Adică să nu ne comparăm că uite ăla face, ăla drege, ăla are o viziune nu știu cum. Vezi tu de drumul tău și de creșterea ta în ritmul tău pentru că fiecare are timpul lui potrivit. Și acum ne întoarcem pentru fiecare zodie la nivel general, știți că mie nu-mi place să vă țin pe aici câte 10 ore. <laughs> Eu consider că aveți de făcut lucruri mai importante în această viață. Da, cine vrea să învețe astrologie are toată libertatea, cine are drag de mine sau de alți colegi de -ai mei, da, poate să asculte, dar să ascultați ore ieșirii, astro, mă rog, horoscoape generale, ele, dragilor, ele oricum sunt la nivel general. Nu vorbește despre, fix despre tine. Poate că tu ești un săgetător. Din o mie de săgetători, poate un sfert se vor regăsi. Da? E foarte fain să aveți așa o idee, dar e foarte fain și să știți să fructificați timpul, pentru că timpul înseamnă viață. Pe mine mă onorează că mă urmăriți și e foarte important pentru mine că aceste clipuri sunt vizualizate. Dar eu vreau să fiu clară, scurtă și la obiect. Câteva cuvinte, să înțelegeți despre ce este vorba. Nu ne pierdem 7 ore să ascultăm un horoscop. Și uh, treaba asta o să o fac și la horoscopul 2025. Adică nu am de gând să mai fac uh, horoscopul de câte 20 de minute. Nu, o să vă spun simplu clar și la obiect ce văd eu pentru anul viitor iar cine își dorește să lucreze cu mine, cu mare drag vă stau la dispoziții, la dispoziție, cu sesiuni personalizate, dar și cu ghidurile pe care le găsiți pe site. Acum veți avea ghid Mercur retrograd care e valabil toată viața, dar și ghid Marte retrograd care acest ghid Marte retrograd se referă foarte mult la tot ce înseamnă perioada aceasta în care Marte retrogradează și în care poate aveți nevoie de puțină claritate, de câteva sfaturi practice, câteva recomandări și tot ce va mai pregătit eu în acest ghid. El va fi folositor două luni și jumătate cât Marte retrogradează dacă veți simți să înțelegeți un pic mai multe despre această perioadă. Vreau să anunț că din ianuarie voi veni la cabinet mai puțin. Voi veni, dar voi veni un pic mai puțin în această iarnă, din condiții de sănătate, prefer să vin mai, să lucrez mai mult de acasă și să evit frigul, traficul și tot așa pentru a veni 4 zile veneam eu de obicei, 4-5 zile la cabinet. O să vin cam la jumate, 2-3 zile pe săptămână, voi vedea în funcție și de cerințele voastre, dar dacă dorești să lucrezi cu mine, se poate foarte bine și online, Dar iar dacă vrei neapărat să ne vedem la cabinet, eu îți recomand să te programezi din timp, pentru că vor fi limitate locurile la cabinet. Da, mulțumesc tare mult pentru înțelegere! și știu că cine trebuie să lucreze cu mine va lucra, se va programa din timp, va ști să se programeze din timp, dar ca să știți că la cabinet voi aloca un timp mai, mai mic. Ce să vă mai spun? Vă mulțumesc că ați fost încă una alături de mine. Cu surprize frumoase, vă aștept și în 2025 și pentru finalul ăsta de an, oricum o să mai fie clipuri până la finalul lunii, dar ce să vă zic, la mulți ani de 1 decembrie să fiți liniștiți și sănătoși, cu credință în suflet și cu mintea limpede și cu dorință de a vă cunoaște. Astrologia este un instrument prin care voi vă puteți cunoaște, iar eu vă stau la dispoziție cu acest instrument magic să vă ajut în așa fel încât să evoluați, în așa fel încât să, să fie lucruri cât mai frumoase și să vă aliniați cu misiunea sufletului vostru. Berbec. În dragoste vă recomand să aveți mai multă grijă, să nu fiți impulsivi, deoarece avem un Marte care retrogradează fix pe casa voastră a iubirii, Așadar, mare grijă cu copiii, în dragoste, cu activitățile recreative, nici să nu exagerați cu ele, nici să le eliminați tot din viața voastră, aveți nevoie de hobby-uri și pasiuni. Și e posibil să aveți foarte multe semne de întrebare legate de cum vă folosiți timpul, ce faceți pentru sufletul vostru, ce faceți în dragoste, pot fi multe certuri, reproșuri. Mare atenție cu acest marte retrograd, deoarece este guvernatorul vostru și va retrograda într-un semn de foc. Se agită foarte mult spiritele în dragoste și nu numai, chiar și în alte, să zicem, relații. Tot în luna aceasta, pe zona sănătății, vă recomand să vă odihniți mai mult, să evitați excesele și poate să vă ascultați intuiția care ar putea să vă aducă niște mesaje un pic mai diferite, mai stranii, mai altfel, adică să vă atenționeze în anumite cazuri. Din punct de vedere profesional, aveți de reorganizat planuri. Mercur în săgetător retrograd vă îndeamnă la reorganizarea unor planuri, poate revizuirea unor acte, documente, discuții cu străinătatea, poate chiar să faceți niște planuri să luați cursuri noi, să vă dați niște examene, să aveți niște interviuri. Da, este o perioadă în care, din punct de vedere profesional, sunteți așa un pic în cumpănă, decizii, lucruri neașteptate. Poate că prietenii să vă dea un pic de speranță sau să vă ajute să înțelegeți ce să faceți, cum să faceți. Spre final de lună, odată cu luna nouă care se formează în Capricorn, ar fi cumva o șansă, o speranță pentru anul viitor pe zona aceasta a schimbărilor profesionale. Taur! Sunteți deschiși să faceți schimbări legate de casă, familie, relocare. Ar putea să revină foarte multe situații din trecut de rezolvat, atât pe zona financiară cât și pe zona asta a relațiilor. Relațiile de cuplu, relațiile de familie. Cu părinții rude sunt un pic tensionate, sunt un pic cernute, sunt un pic triate și poate chiar vă dați seama de anumite greșeli, de lecții valoroase, mare atenție în privința, să spunem așa, iubirii, parteneriatelor, colaborărilor, pentru că veți avea multe de rezolvat și poate că vor fi și mici suferințe pe alocuri. Din punct de vedere financiar, este o lună care vă îndeamnă să vă revizuiți comportamentul de consumare, de să spunem cum vă împărțiți bugetul, ce cumpărați, ce cheltuieli faceți, pe ce anume cheltuiți. Vor fi cumva niște decizii importante pe care le luați în cuplu, mai ales pe banii la comun, sau în privința carierei voastre. Pot fi niște oportunități care vă îndeamnă să priviți către progres, către o atitudine nouă, o mai multă viziune, să spunem, însă este foarte important să aveți răbdare și să nu puneți deloc presiune pe voi. Pe zona sănătății recomand mai multă precauție, grijă, pentru că pot apărea anumite probleme din trecut. Și a spune cumva că este important să vă odihniți și să vă alocați mai mult timp pentru obiceiurile sănătoase. Cumva, zona financiară trece printr-o transformare, mai ales că este și luna asta plină care se formează în casa voastră a banilor. Schimbări și cu familia, schimbări și în relații. O lună a schimbărilor pentru tauri și grije și cu sănătatea. Gemeni. Voi aveți de luat decizii importante în relații, toate felurile de relații, de colaborări, toate tipurile de, de relații, colaborări. Um, aici sunt provocări destul de mari. Avem totuși o lună nouă la începutul lunii care vă îndeamnă să faceți um, un pas către. Ceva nou către un nou început, dar și un Mercur care retrogradează și tot va sta luna aceasta și în retrograd, și după retrogradare, tot prin, casă, prin casa voastră șaptea. Astfel că vor fi foarte multe discuții, foarte multe promisiuni, foarte multe exagerări, foarte multe minciuni, foarte multe uh, neclarități foarte multă iluzie. Deci nu vezi mai ști ce e adevăr și ce e minciună în colaborările, parteneriatele, relațiile voastre. Mare atenție, mare atenție. Luna plină care se formează în semnul vostru, iarăși ar putea să vă deruteze puțin, să scoată la iveală niște emoții și sentimente care poate nu sunt cele mai ușoare și a spune să aveți răbdare cu voi, să nu puneți presiune, oricum se poate să exagerați un pic lucrurile. De ce? Păi gândiți-vă că Jupiter e la voi acasă și ăsta E totul exagerat, totul extrapolat, totul mărit. Un pic atenție. Deci relațiile sunt controversate, mulți se despart, alții și anunță peste noapte căsătorii și anunță peste noapte logotne. Astăzi s-au cunoscut, mâine s-au mutat împreună sau sunt împreună de 20 de ani și anunță că divorțează. Din punct de vedere financiar, aș spune că este o lună în care aveți nevoie să fiți un pic mai atenți cu banii, mai chipzuiți, să nu faceți foarte mari cheltuieli sau să dați bani cu dacă călătoriți de asemenea, aveți un pic mai multă grijă. A spune că sfera asta financiară e bine de luat în calcul cumpătarea. Iar pe sănătate, la fel, nu recomand cine știe ce extravaganțe, să mergeți cu viteză, sporturi extreme, fiți un pic mai mai calpi, mai calculați și mai prezenți. Rac, luna decembrie este o lună destul de intensă pentru voi. Atenție pe la locul de muncă: sunt anumite discuții și ședințe care vă provoacă să ieșiți din zona de confort și care vă tensionează nervii la maxim, adică vă provoacă să vă gândiți la. Și dacă nu o să mai fiu aici, și dacă nu mai e locul meu aici, și dacă misiunea mai e în altă parte, și dacă nu mai aparțin acestui mediu în care lucrez, nu mai sunt în conformitate cu valorile pe care firma le are. Este posibil să vă puneți foarte multe întrebări legate de valorile voastre, filozofia de viață, dacă voi mai sunteți conectați cu valorile firmei multe situații pe la locul de muncă nu dați foarte bine pe zona aceasta, să spunem așa, de um, cum se cheamă de um, negociere și aș recomanda multă credință, multă întoarcere um, către sine, către suflet, da. Poate că veți fi și un pic răscoliți de anumite vești pe care le aflați din lume, ce se întâmplă în lume, ce se întâmplă în țară, mă rog, vă răscolesc anumite informații. Pe zona financiară, la fel, martele retrogradează în casa voastră a banilor, pot fi certuri și discuții de la bani, poate chiar tensiuni destul de mari din cauza banilor. Iar în dragoste aveți nevoie să aveți răbdare, să nu puneți o presiune, pentru că la fel sunt foarte solicitate și relațiile romantice. Odată ce Venus va intra în vărsător, vă veți concentra mai mult pe prietenie în cuplu decât pe romantism și senzualitate. Da, o lună provocatoare pentru raci. Leu! Vă recomand să aveți grijă cu sănătatea, cu micile accidente, accidente casnice, accidente în trafic sau, mă rog, orice alte, posibil, orice alte primejdii la care vă puteți supune, adică nu încercați să faceți și niște ce lucruri. Uh, nu vă riscați, Eu recomand cumva să aveți o pic mai multă uh, grijă să nu uh, să nu exagerați cu nimic. Martele retrograd uh, poate să aducă mândrie, orgoliu, poate să scoată la suprafață tot felul de lucruri care nu să neapărat cele mai ușoare și favorabile. Să revină persoane din trecut, să revină probleme din trecut, să revină nervi din trecut, furie, agitație, nerv, mândrie, orgoliu atenție în relațiile de cuplu, unele se mai pot îmbunătăți odată ce Venus va intra în vărsător din 7 decembrie, dar totuși martele tot de atunci va retrograda și atunci e una caldă, una rece. Se îmbunătățește ceva, dar se strică altceva. Din punct de vedere cumva iubire și romantic, unii vor fi bine, alții au de rezolva cu trecutul. Cine și-a rezolvat repede cu trecutul merge mai departe. Din punct de vedere financiar, cu cât sunteți mai creativ, cu cât sunteți mai motivați, determinați și vă folosiți corect energia și timpul, cu atât lucrurile vor sta mai bine în viața voastră. Asta aveți de făcut, să vă folosiți corect, eficient timpul și energia, să fiți creativi, să vă ghidați de intuiția voastră, lăsați ghidați de intuiție și da, veți face și bani. Cu sănătatea, cum v-am zis, nu e chiar grozav. Martelul ăla poate să aducă probleme să te simți bine, să te doară capul, să ca să ți rup un picior, Doamne ferește, eu aș recomanda să fiți mai atenți. Da, e o lună provocatoare, dar pentru unii poate fi un pic, bine, un pic mai bine în dragoste, iar unii vor rezolva și cu banii dacă vor fi creativi. Fecioară. Luna aceasta, fecioarele au nevoie să își găsească echilibru și să învețe să prioritizeze. Pentru voi echilibru va fi foarte, foarte important. Pe sănătate, mare atenție la boli karmice, boli care vin pe bază sufletească, boli care vin pentru că nu ați iertat, că nu vă bucurați de viață, că nu ați rezolvat cu anumite persoane. Deci mare atenție la probleme de sănătate care sunt recurente și care vin din anumite emoții. Apoi, cariera. Cariera poate să treacă prin mari schimbări sunteți un pic într-o neclaritate, instabilitate, nu știți exact către ce o să mergeți, cum o să mergeți, dar dacă veți fi deschis, deschiși către nou și către o viziune proaspătă, o viziune nouă, veți găsi niște variante. Dar dacă veți fi pe vechi, nu, eu nu fac aia, eu nu dregaia, eu nu învăț eu nu mai fac nu știu ce, nu o să fie foarte bine. Cine îmbrățișează noul și schimbarea, o să fie foarte bine ca fecioară. Dar cine nu vrea să facă nimic nou și să crească și să evolueze, din păcate, poate să aibă de suferit. Noi începuturi și noi perspective în relațiile de cuplu, noi relații îmbunătățite și pe zona de familie, deci puteți să vă îmbunătățiți relația cu familia, să vă gândiți la o casă, la o renovare, la ceva legat de casă, familie. Deci, tot ce are legătură cu zona aceasta, casă, familie, pot fi niște energii foarte bune din punctul ăsta de vedere. Chiar aș spune că este de bun augur dacă vă gândiți la o mutare, o schimbare prin casă. Balanț. Luna aceasta balanțele fac puțină curățenie în zona socială, poate că este momentul să vă îndepărtați de anumiți prieteni care vă scurg de energie și să vă apropiați de aceea de care vă e cu adevărat dor, care vă inspiră, care vă aduc beneficii. Într-adevăr, pot fi și certuri cu anumiți prieteni și să terminați prost anumite prietenii sau să vă deschideți într-un mod brusc, neașteptat, spontan, către noi direcții, noi posibilități, noi grupuri, noi aspirații, noi proiecte de viitor. Din punct de vedere sănătate, eu aș recomanda un pic mai multă grijă, adică să nu vă aruncați în tot felul de experiențe care să vă pună sănătatea în pericol și să evitați excesele. Din punct de vedere financiar, chiar puteți să rezolvați prin idei creative printr-o atitudine pozitivă, prin învățare, dezvoltare, studiu sau prin a învăța să vă scoateți la suprafață talentele și abilitățile pe care le aveți, să le vindeți, să le puneți cumva în fața celorlalți, cumva uite, eu am acest talent și celălalt să aibă nevoie de talentul tău și să te plătească pentru competența pe care tu o ai. Cumva vă veți descurca, sunteți inventivi, vă găsi variantă să vă descurcați financiar, iar din punct de vedere dragoste, este o perioadă în care sus, jos, sus, jos. Ba merge, ba nu merge, ba sunt posibilități. Cred că puteți să începeți de la prietenie când e vorba de iubire și după aia puteți să ajungeți și la dragoste. De ce? Păi foarte simplu voi aveți casa iubirii activată de acest vărsător. Venus va intra în vărsător, în casa voastră a iubirii. Atunci, prima oară cu Venus în vărsător, ne împrietenim, după aia ne iubim. Deci încercați în relațiile cu familia, cu copiii sau cu iubitul, soția sau viitoarea iubită, iubit, să porniți cu dreptul într-o prietenie ca apoi să fiți și mai mult. Scorpion, din punct de vedere financiar, scorpionii au niște perspective destul de bune, da? puteți să rezolvați multe, aveți și blocaje, aveți multe din trecut de rezolvat, dar sunt și oportunități și asta contează, că degeaba, na, că sunt blocaje, poate că toți mai aveți cât un blocaj, dar contează foarte mult și ce posibilități aveți, contează foarte mult și ce se poate face cum putem crește, cum putem evolua, ce putem face mai bine, cum putem să creștem din toate punctele de vedere. Această perioadă, de fapt această lună, ar putea să vă aducă idei noi și chiar varianta de a revizui anumite situații și de a îndrepta anumite erori, greșeli financiare. Dar vi se dau, dau foarte multe șanse de reușite din punct de vedere financiar. Călătorii, întâlniri cu familie, întâlniri cu cei dragi, fra, surori, chiar puteți să stați destul de bine pe zona aceasta: a întâlnirilor, a călătorilor, a familiei, a spune că vă puteți îmbunătăți relațiile cu cei dragi. Deci, în dragoste, sunt niște perspective să comunicați un pic mai bine, să faceți planuri de viitor cu banii, v-am zis, sunt variante. Ar mai fi cumva pe partea asta de carieră, de reputație, lucruri de pus la punct, oameni care vă blochează, oameni pe care trebuie să-i transformați în aliați, că momentan vă pun o rezistență și ar putea să vă îndepărteze un pic de drumul vostru sau de succes sau să vă pună să ocoliți un pic spre obiectivul vostru, să vă, să vă pună la încercare cu sănătatea, atenție cu nervii și cu stresul și poate că n-ar fi cazul să vă certați cu nimeni în această perioadă a sărbătorilor. Săgetător, la mulți ani ziua voastră, luna voastră a săgetătorilor, aveți foarte multe șanse la reinventare, la schimbare, la reorganizare, la a vă schimba strategia de viață, viziunea, a vă înțelege valorile, idealurile, ce vă aduce vă bucurie, libertate, care este adevărul vostru interior. Este o lună în care se pot anula anumite călătorii, anumite parteneriate, anumite negocieri. Este o lună în care veți revizui planurile, cum spuneam, dacă nu se ține un interviu sau se anulează un curs sau nu primiți la timp o viză, o diplomă sau nu se întâmplă o călătorie este spre binele vostru, nu vă supărați prea tare, Martele retrograd în leu, casa voastră a călătorilor, ar putea să vă împiedice să reușiți cu ușurință să luați diplome, să aveți negocieri cu străinătatea sau să reușiți anumite călătorii. Categorică nu toată lumea, unii veți călători fără probleme, dar vor fi și aceia care vor întâmpina niște amânări sau poate că mai au de rezolvat lucruri. Aveți grijă cu micile accidente, cu cearta, cu tensiunea, cu conflictul, să nu se agite spiritele, în dragoste mai ales, pentru că pot fi niște exagerări, să vă certați, să vă despărțiți, să vă agitați din toate nimicurile. Deci, în dragoste lucrurile sunt așa foarte agitate, dar din toate tensiunile astea să înceapă ceva bun. Financiar aveți niște șanse dacă sunteți creativi și deschiși să învățați lucruri noi, să evoluați, să vă schimbați perspectiva, să folosiți ce ați învățat până acum și să implementați progresul. Da, o lună are nașterii pentru voi și a țintirii către noi obiective și către măreție, dar lucrul asta înseamnă cu perseverență, muncă, dedicare și să faci schimbări importante, Capricorn. Luna, noi, luna decembrie pardon, este o lună foarte importantă. Avem solstițiu de iarnă la voi acasă, da, deci intră soarele în Capricorn și este uh, un moment important. Uh, cumva avem și o lună nouă în semnul vostru, adică și voi aveți la final de an o șansă către reinventare. Adică dacă nu o să-ți convină cum ți a mers anul, nu-i nimic la final de an, ai lună nouă și poți să spui niște intenții mult mai clare, mai uh, concentrate pentru 2025. Dar luna aceasta, eu vă recomand să evitați operațiile de înfrumusețare sau orice alte uh, acțiuni legate de zona asta de înfrumusețare, intervenții, ace cu ace, cu tot felul de lasere sau alte lucruri de genul ăsta, Evitați și anumite proceduri cosmetice, estetice, da, cum ziceam, și graba, graba, tensiunea, cearta, pentru că puteți să deschideți cutia Pandorei. Nu deschideți cutia Pandorei. Poate fi o energie foarte agitată când e vorba de ceartă, lucruri care îți la suprafață, adevăruri. Aveți grijă cu sănătatea voastră și nu vă puneți în pericol. Din punct de vedere bani. Poate să fie o lună în care vă dați seama unde ați greșit și să faceți niște strategii pentru viitor mai bune, să faceți niște corectări ale planului vostru, ale erorilor. Practic, veți avea timp de introspecție, de meditație, de reflectare, de acceptare a greșelilor, pentru că degeaba îți dai tu seama că ești blocat dacă nu accepți unde ai greșit și nu faci niște schimbări. Și atunci veți face niște schimbări ale planurilor pentru că o să vă dați seama unde ați greșit financiar, unde o să putea mai bine, unde ați muncit prea mult, unde ați muncit prea puțin. Pur și simplu veți face foarte multe îmbunătățiri și schimbări în așa fel încât aș zice că această energie este una de transformare, de vindecare, de revizuire. Dar da, financiar puteți să găsiți soluții. În dragoste, schimb, uh, multe blocaje, multe lucruri legate de intimitate, multe lucruri legate de neîncredere, de gelozie, posesivitate, lupte legate de control, lupte legate de, uh, cumva, zona asta, să-i spunem, uh, care pe care, care domine, care are dreptate, uh, lupte uh, și la muncă, și acasă, și peste tot. Nu vă mai luptați cu nimic. Uh, fiți în pace, fiți în fluxul vieții lăsați viața să, să, să vă conducă unde aveți voi de ajuns da uh, vor fi uh, resetări, vor fi multe conștientizări vor fi foarte multe situații uh, care o să vă ia prin surprindere bruște, dar va trebui cumva să, să acceptați că totul este spre binele vostru cel mai înalt Vărsător luna aceasta este o lună importantă pentru voi este o lună în care relațiile voastre ori merg mai departe, ori se termină Unii vor închide relații, parteneriate, colaborări Unii or să-și termine niște colaborări, da? adică nu o să mai muncești cu nu știu care sau îți dai demisia sau nu mai ești într-un parteneriat Este foarte important dacă ceva nu mai funcționează să nu mai stați agățați acolo să așteptați paștele dacă nu mai funcționează, închidem um, capitolul și mergem mai departe. Martele vă dă șansa să închideți și relațiile de iubire, și relațiile profesionale care nu mai funcționează. Dacă ceva nu mai funcționează, ne vedem de drum. Da, deci și Marte retrogradă um, indică schimbări și transformări, rupturi, răsturnări de situații. Din punct de vedere iubire puteți să stați un pic mai bine cu Venus în să vă iubiți mai mult, să vă simțiți mai bine cu voi, să vă concentrați pe nevoile voastre, să poate după o despărțire zici gata, domne, văd de viața mea sau și într-o relație, uite, am un dezavantaj, îl pun pe el pe primul loc, hai să mă pun pe mine și relația se poate îmbunătăți. Dar se pot termina la alte contracte, să spunem. Se termină contractul de leasing sau contractul de chirie sau, nu știu, colaborarea pe care o ai cu cineva. Dar cu starea de bine, căutarea independenței, căutarea libertății personale, căutarea unor activități recreative, aici veți sta mult mai bine. Poate chiar veți face shopping, veți investi în voi, veți face niște îmbunătățiri în tot ce înseamnă relația cu voi și vă. Aveți un pic grijă cu prietenii, pot fi discuții în contradictoriu, discuții de la care să porniți pe teme de filozofie, pe teme spirituale, pe teme politice, mă rog, vă puteți șerta cu diverse persoane din faptul că aveți păreri diferite. Avem un pic grijă și cu sănătatea, cu presiunea pe care o puneți, agitația, adrenalina, luați lucrurile cu pași mici, nu vă stresați foarte mult. Din punct de vedere financiar, da, pot fi îmbunătățite anumite aspecte, Posibil să cheltuiți un pic mai mult, mai mult decât este cazul, dar ușor, ușor puteți să faceți față tuturor provocărilor, chiar și celor financiare, pentru că sunteți inventivi, așa, descurcăreți și veți rezolva totul. Dar atenție, gândiți-vă și la viitor, că vă descurcați în asta, dar totuși 2025 e un an destul de uh, agitat pe sectorul economic. Pești. Peștii în luna decembrie au parte de schimbări și transformări iminente. Nu prea le puteți uh, amâna, în special uh, sunt multe ședințe, discuții care poate nu ies cum vreți voi pe sectorul profesional. Zona aceasta este foarte activă, totuși avem aici soarele, mercur retrograd, mercur va sta toată luna asta, ba jumate retrograd, ba după post retrograd. Deci vor fi foarte multe discuții, ședințe, gândurile voastre, toate sunt direcționate către reputație, carieră, statut, ce faceți voi la locul de muncă. Deci este o zonă foarte sensibilă. Cu unii prieteni sudați relațiile, cu de alții simțiți să vă îndepărtați, poate că unii chiar renunțați la anumite proiecte, poate unii vă dați demisia, poate unii vă gândiți să începeți ceva pe cont propriu, poate unii faceți niște schimbări legate de zona asta de muncă, reconversie. Deci atenție și cu prieteniile, odihniți-vă mai mult, nu vă mai lăsați influențați de pările altora ce faceți voi în viața voastră, dar cele mai mari meciuri se vor da pe carieră, sănătate, muncă. Deci muncă și carieră, sănătate. Da, pot fi anumite operații, pot fi anumite situații legate de sănătate, fie, nu știu, un tratament, poate aveți nevoie de mai multe odihne, de o corectare a alimentației, de o corectare a stilului de viață. Martele retrograd în casa voastră a șasea, clar că o să spună cuvântul casa muncii și a sănătății. Nu vă certați cu colegii, nu vă agitați și încercați să luați lucrurile pas, pas cu pas, fără o prea mare presiune, fără prea mare stres. Cumva avem grijă pe sănătate, avem grijă la muncă. Dacă nu vreți să vă dați demisia sau să plecați de acolo, stați în pacea voastră și vă băgați în cine ce tensiuni. Fiți atenți la modul de lucru, la modul cu, cu clienții, cu colegii. Atenție cum negociați pe zona asta de carieră, un post nou, un job nou, un bonus nou. Iar în dragostea spune că aveți nevoie să luați lucrurile cu pași mărunți fără a pune o prea mare presiune asupra voastră sau asupra parteneriatului pe care îl aveți, iubirii pe care o simțiți. Adică nu trebuie să fie într-un anume fel cum vă așteptați și lăsați lucrurile să meargă de la sine. Dragii mei, să fiți liniștiți în sufletele voastre, să fiți binecuvântați și nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și să intrați și pe site-ul meu, andreadinca.ro, pentru a afla mai multe despre... Serviciile pe care le ofer, despre ghidurile pe care vi le ofer și despre mine în general. Vă aștept și pe Instagram, pe TikTok, pe Facebook și vă doresc ca luna decembrie să vă aducă multe bucurii și binecuvântări!